Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la știrea cea bună! Sper că sunteți bine și că frigul de afară nu vă afectează prea mult. Sper că stați la căldură și urmăriți acest program care vrea să vă aducă întotdeauna o valoare deosebită vieții dumneavoastră. Am vești bune despre București și nu numai despre București. Vă rog să priviți următoarea imagine. Vă place? Ce vedeți? Probabil că nu vă place așa de tare și dacă sunteți șoferi, vă dați seama cât de groaznic este un astfel de ambuteiaj. Vestea bună nu este că se vor încheia aceste ambuteiaje, pentru că nu suntem noi în măsură să facem în așa fel încât să se încheie. Oricum, doamnelor și domnilor, cred că în București s-ar rezolva problemele dacă ar fi niște deștepți care ar regla semafoarele. Sunt câteva artere foarte importante, unde dacă se reglează și când se reglează semafoarele, treci foarte bine 2-3 km, te duci. În Viena, spre exemplu, un oraș mai aglomerat decât Bucureștiul, poți să mergi tot drept și 4 km, pentru că din verde în verde, în verde în verde. Problema este că atunci când începe să picure sau să ningă, bucureștenii nu mai știu să conducă. Dar, care este vestea bună? Vi s-a întâmplat vreodată să fiți în mijlocul unei intersecții și să n-apucați să treceți, pentru că e înghesuială. Și să vină cei care au verde deja și să vă claxoneze și nu știți ce să faceți și nu știi cum să o iei, n-ai unde să te duci, e nervos și așa mai departe. E bine, vreau să vă spun că s-a modificat ceva substanțial la legea aceasta. Conducătorii care obișnuiesc să intre în intersecții fără a le permite celor care au rămas blocați anterior în acestea să iasă, riscă, dacă sunt surprinși de polițiști, să primească amenzi ce pot depăși valoarea de 1000 de lei. Potrivit legislației rutiere în vigoare, șoferii care nu permit mașinilor deja blocate în intersecție să o părăsească pot primi amenzi contravenționale insistente. Concret, Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 195-2002 privind circulația pe drumurile publice stabilește că nerespectarea obligației de a permite părăsirea intersecției conducătorului vehiculului rămas în interiorul acesteia reprezintă o contravenție, iar șoferul va fi amendat pentru această faptă. Amenzile aplicate de polițiștii rutieri care constată o astfel de încălcare a legislației rutiere se încadrează în clasa a treia de sancțiuni. Această clasă de sancțiuni aduce șoferilor contravenienți între 6 și 8 puncte de amendă, în contextul în care cuantumul punctului de amendă stabilit pentru acest an este de 145 de lei, amenzile care se pot aplica celor care nu permit mașinilor blocate în intersecții să le părăsească sunt cuprinse între 870 și 1160 de lei. În 2019, punct de amendă are valoarea de 145 de lei. Așadar, când aveți dreptul să mergeți la semafor și în intersecție, vedeți că a rămas blocată o mașină, nu mai claxonați, nu vă mai enervați, lăsați mașina să iasă din intersecție, că altfel, dacă vă vede poliția, e jale. Dar este o veste bună, pentru că de multe ori, sau de cele mai multe ori, noi suntem prinși în intersecție și nu reușim. Bineînțeles că nu trebuie să intrăm în intersecție dacă am văzut deja culoarea roșie a semaforului, să forțăm. Dar dacă am fost prinși pe verde și pur și simplu este înghesuială și n-am putut să trecem, avem dreptul să părăsim intersecția. Nu știu dacă recunoașteți imaginea care urmează. Este o poză dintr-un mall bucureștean, mulți îl vizitează, este Mall Băneasa. Astăzi la Mall Băneasa s-a întâmplat un incendiu. A fost evacuat astăzi după ce a fost observat fum din interiorul unui magazin de haine, ne informează ISU București Ilfov, care mai precizează că nu sunt persoane rănite. Pompierii intervin la ora transmiterii acestei știri după ce a fost observat fum la un magazin de haine din Băneasa. Potrivit sursei citate de Mediafax, fumul e observat în interiorul magazinului și pe cale de evacuare, iar în prezent se caută sursa incendiului. Magazinul are o suprafață de 50 de metri pătrați, au fost luate măsuri pentru evacuarea persoanelor, nimeni nu este rănit. Veți zice, domnule, ce cu știrea asta? Da, este o știre bună, pentru că nu a fost nimeni rănit. Să fi văzut dumneavoastră, dacă ar fi fost cineva rănit, dacă ar fi fost pompierii mai târziu la fața locului, mamă, ce scandal mediatic se făcea. Așa că am hotărât să spun această știre, că nu s-a întâmplat nimic grav, ci pur și simplu a ieșit fum dintr-un magazin de haine. Bineînțeles că proprietarul probabil trebuie să facă niște schimbări acolo sau să rezolve problema fumului din haine, dar ce înseamnă o haină pe lângă un om? Așadar, e bine că nu s-a întâmplat niciun rău.
Probleme pot interveni oricând în viață, dar important este să găsim soluții. Invitatul din această seară ne-a provocat la o discuție vis-a-vis de problemele acestea și de soluțiile pe care le găsește viața noastră. De aceea am căutat două citate speciale din doi autori care m-au fascinat. Jerome Wiesner este un om de știință american, spune așa: unele probleme sunt prea complicate pentru soluții logice și raționale. Ele recunosc înțelepciunea, nu răspunsurile. Iar George Vlădescu, care este un romancier de undeva din Focșani, scrie două cărți, cel puțin două cărți de care am auzit, Menuetul și Moartea unui prieten, spune așa: niciun doctor nu vindecă mai sigur și mai definitiv ca timpul. El nu cunoaște probleme fără soluții. Mi se pare senzațional ce spun acești oameni. Unele lucruri, unele soluții nu se află la logică, ci se află în înțelepciune. Iar timpul va avea soluții pentru orice problemă. Nu uitați aceste două lucruri care mi-au fost inspirate de știrea cea mai bună acestei serii, care este invitatul nostru, este vorba despre domnul Marius Veliceasa. Bună seara, bine ai venit, Marius! Bună seara, bine m-am găsit! Vă bucur din suflet! Chiar mă bucur! Ia un loc la noi, simte-te ca acasă! Ai venit de la serviciu? Da, puțin mai devreme am ajuns. Ce lucrezi acum, Marius? În domeniul hotelier, în recepție. Dar ai fost în multe domenii până acum. Da, oarecum. Marius, aș dori să încep direct cu subiectul și să pornim în istoria vieții tale, pentru că este una fascinantă. Știu că ai fost crescut de către tatăl tău. Așa este. Ce s-a întâmplat? Atunci când aveam 5 ani de zile, mama mea a decedat. Practic, ea a avut un cancer, encefalită. Și de atunci tatăl meu a fost nevoit să mă crească singur. Spune, te rog, ții minte lucruri? O ții minte pe mama? Sau este ceva nedefinit? În mare parte este ceva nedefinit. Nu mai am decât vreo 3 sau 4 amintiri, dar foarte scurte cu ea. Și, sincer să fiu, nu știu exact dacă sunt amintiri reale sau sunt amintiri formate din povestirile. Din poze. Familie, sau din poze. Și tata nu s-a recăsătorit atunci? Pe moment nu, și pentru el a fost dificil. Tatăl meu s-a recăsătorit ulterior, undeva la vreo 15 ani după decesul mamei mele. Ai fost singur împreună cu tata sau ai mai avut frați, surori? Nu, sunt singurul copil și, da, cea mai mare parte a timpului am trăit împreună cu tatăl meu. Cum a evoluat viața ta din copilărie, marcat de rana aceasta, că a fost o rană teribilă, dureroasă, tragică? N-aș putea spune că am resimțit-o sau că am conștientizat-o. Prea mult, da. Prea mult. De cele mai multe ori doar prin comparație cu ceilalți copii, cu ceilalți prieteni de-ai mei. N-am înțeles foarte bine ideea, conceptul, persoana de mamă. În schimb, m-am simțit puțin exclus din discuțiile de ziua mamei, pentru că colegii mei, cumva știind situația mea, mă excludeau și asta mă cam întristat, dar nu am avut un reper și am putut face o comparație. Dar ulterior, când am crescut, mi-am dat seama că prezența mamei a lipsit și că a fost ceva în viața mea care nu a fost acolo și nu a contribuit. Care a fost direcția vieții tale după această dispariție a mamei? Nu am amintiri foarte clare din perioada copilăriei timpurii. Undeva amintirile mele încep în clasa 3-a, 4-a. În mod normal am fost un copil cu minte, timid, dar am avut uneori impulsuri spre agresivitate. Undeva pe la 14 ani, probabil că a început și un fel de criză a identității. Și cumva am încercat să mă identific sau cumva să mă regăsesc sau cumva să îmi definesc o personalitate, o imagine de sine, și asta am căutat-o prin relația cu cei de vârsta mea, cu cei din anturajul meu. Care era anturajul tău?
De obicei era format din băieți care proveneau din familii bune, din familii stabile. În București? În București, da, în București. Am în ce zonă, în ce cartier? În cartierul 13 septembrie. Deci un cartier bun, copii din familii bune, dar copii care întotdeauna au fost tentați să experimenteze și să încerce chestii care nu ar fi trebuit să le încercăm și să le experimentăm. Ca de exemplu? Ca de exemplu fumatul, consumul de alcool, fumatul și altor substanțe în afară de tutun. Povestește-ne cum se întâmpla lucrul ăsta în mod concret și unde mergeați, ce făceați și tata cum reacționa la aceste lucruri, că probabil tata simțea anumite deviații ale tale. Tatăl meu sunt convins că și-a dat seama din primele zile în care am început să fumez sau din care am început să consum alcool sau anumite substanțe. Pur și simplu, relația noastră n-a fost una foarte apropiată. Noi n-am avut o comunicare afectivă. Tatăl meu mai mult prin fapte mi-a dovedit, dar niciodată prin vorbe. Adică noi n-am comunicat foarte profund la nivel emoțional sau n-am discutat niciodată despre, sau cel puțin am discutat despre problemele mele cu tatăl meu. Adică întotdeauna m-am regăsit în mijlocul anturajului și cu ei am dezbătut problemele mele și durerile mele și speranțele mele și dorințele mele și mai departe. El a încercat să mă atenționeze, nu a reacționat într-un mod violent sau nu a reacționat în mod aspru, ci pur și simplu doar mi-a subliniat de fiecare dată că nu este ok și că dacă nu voi fi atent, consecințele pot fi mult mai drastice decât îmi pot imagina eu. Și ce făceați cu băieții? Păi, plecau momentele în care, nu știu, poate ne plictiseam sau pur și simplu doream să ieșim pe undeva, fie că era vorba de o petrecere de apartament când părinții cuiva erau plecați din oraș, fie că mergeam într-un club. Doream să ne simțim bine, probabil că eram și mai timiși și mai timorați și atunci, dorind să ne dăm mari, consumam substanțe care ne bine spuneau sau care, cel puțin așa aveam noi impresia că ne fac să fim mai relaxați, să ne simțim bine. Unde făceați asta? Depinde de situație. Adică uneori ajunsesem să fumăm și, sau cel puțin eu fumăm și la școală, la liceu, ulterior și la facultate, uneori și în cluburi, alteori pur și simplu că ne plictiseam pe la bloc. Adică la un moment dat ajunsese un stil de viață și încercam cumva să ocupăm timpii morți. În ce ani se întâmpla această evadare a ta? Eu am început să fumam periodic undeva la 16-17 ani, asta fiind undeva din anii 2000 și ceva, pe la începutul anilor 2000, și am fumat mai des undeva prin primii ani de facultate, pe la 19-20 de ani. Trebuie să te întreb câteva lucruri esențiale. Sigur. Este cazul clasic de revoltă împotriva vieții. Adolescență, crescut fără unul dintre părinți, te apuci de alinare, într-un fel în care îl înțelegi, împreună cu prietenii. Țigări, alcool și spui că și iarbă. Da. Explică-mi și mie, că eu sunt cam prost la capitolul ăsta și la altele, dar la ăsta în mod special. E așa de simplu să faci rost de iarbă în România anilor respectiv și în ziua de azi? Adică orice liceu, în orice club se poate fuma așa ceva, se poate consuma fără probleme, toată lumea o face, sunt eu în afara realității, cum este? Nu știu dacă este simplu, dar cu siguranță nu este greu. Este de ajuns doar să-ți dorești și este de ajuns doar să te conectezi cu persoanele care fumează și pentru că într-un grup de oameni care consumă, fie doar la petreceri sau fie zilnic, există cineva care cunoaște o persoană care vinde. Deci, peste tot există o persoană care cunoaște pe cineva care... Absolut. Deci este de ajuns doar să-ți dorești. Este de ajuns doar să ai o curiozitate. Dacă nu ai prieteni sau nu ai ajuns într-un anturaj în care să ți se ofere să încerci și îți dorești, poți tu căuta un astfel de anturaj și este imposibil să nu fii pus în legătură cu o persoană care îți poate oferi ceea ce dorești. Deci lucrurile sunt foarte clare în capitolul ăsta. N-ai nicio rezervă. Dacă vrei... Deci dacă îți dorești... Poliția nu reușește să facă față? Legea nu reușește să facă față la capitolele acestea?
Nu cred că... Sau nu-și dorește? Pe de o parte, cred că este destul de greu să supraveghezi, să monitorizezi atât de multe persoane și atât de mulți tineri. Și mai ales dacă nu se cumpără un gramaj foarte mare. Dacă se cumpără undeva la un gram, două, nu stă nimeni să te urmărească. Și atâta timp cât doar fumând nu ajungi și la comportamente antisociale, nu ajungi să furi, nu ajungi să fii implicat în altercații, nu ajungi să încalci anumite norme sociale sau nu ajungi să ai anumite abateri penale, în cea mai mare parte ești lăsat în pace. Mai ales dacă consumi în cluburi, este un fapt cunoscut că oamenii care vin în cluburi consumă și atunci în interiorul clubului oricum ești lăsat în pace, nu vine nimeni să te verifice, nu vine nimeni să te întrebe ce faci și ce-i cu tine. Și ce consumați pe vremea aceea? Ce substanțe interzise erau? La modă, să zic așa. În anturajul meu se consuma foarte mult marihuana și cannabis. Marihuana și cannabis? Da. Ce simți când fumezi o chestie din asta? Depinde de la persoană la persoană, pentru că ea se activează și pe starea ta de moment și pe psihicul tău. În mod normal, sau de obicei, te relaxează, îți dă o senzație de bine, îți creează o bună dispoziție, întotdeauna îți dorești să faci glume, întotdeauna îți dorești să te simți bine, îți sunt super stimulate toate simțurile, simțul tactil, simț auditiv, cumva lumea devine mai veselă, mai dinamică, mai interactivă. Și ai impresia că uiți de necazuri. Da, e și acum unele persoane, pentru că au avut o dispoziție mai negativă, au rămas blocați puțin pe acea dispoziție și le-a fost amplificată acea dispoziție negativă. Deci, de aceea spun că... Deci există și riscul, absolut, atunci când ești semidepresiv, dacă iei un drog, se amplifică aceasta. Să cazi și mai adânc în... Da, este posibil, da. Contează foarte mult și dispoziția și personalitatea și psihicul persoanei care consumă. Și cam cât durează? O țigară, cam cât durează? Depinde cât pui în acea țigară, depinde cât de des fumezi, depinde ce rezistență ai, depinde dacă mi-ai consumat și alcool, depinde dacă ai fumat o perioadă lungă de timp, dar în medie 2, 3, 4 ore. Cum te simți după? Când ești acasă singur și nu mai ai? Cumva, fiind într-o perioadă în asta în care simțurile tale sunt super excitate, la un moment dat, atunci când dispare acest efect, parcă intri într-o zonă de slow motion. Totul se întâmplă cu încetinitorul, totul e plictisitor. Nimic așa nu-ți mai captează atenția. Ai o stare de lenie. Și imediat îți dorești să fii din nou în starea respectivă. Dependența nu este neapărat fizică. Adică nu există un sevraj fizic, îți dorești imediat să consumi. Dacă nu consumi, ai o stare de rău. Dependența este în mare parte psihică. Îți dorești acea stare euforică. Ești dependent și dorești să intri din nou acea stare euforică. Deci nu e ceva fizic, mai mult psihic. Marius, ai fost crescut cu niște valori creștine? Tatăl tău avea aceste valori sau nu prea? Tatăl meu a fost creștin practicant. El este penticostal. Mergeai la biserică? Am mers o perioadă cu tatăl meu. Am fost la școala duminicală, frecventat. Cred că am fost un an de zile la școala duminicală. Aveam undeva în jur de 13 ani, cred că prin clasa 7, așa, 7 până 8. Apoi m-am apucat de fotbal. Și fix antrenamentele și meciurile erau exact în perioada în care ar fi trebuit să fiu la biserică și așa m-am detașat de biserică. Așa am reușit să și ies de sub supravegherea tatălui meu, am reușit să ieși din acest formalism de a merge la biserică. Și la ce echipe? N-am jucat la echipe așa cunoscute. A fost o echipă satelită a Rapidului, era un club privat. Știam că nu este neapărat o chestie de perspectivă. Dar voiai să faci tot sport. Dar vreau să fac eu sport așa și plus că scăpam duminica de mersul la biserică. Cum sună? Scăpam de mersul la biserică. Da, pentru mine era o corvoadă. Eram de multe ori ajutat așa mai ferm de tatăl meu să mă mobilizez până la biserică. Adică mai luai câte o corecție fizică? Nu luam o corecție, dar nu se negocia.
Era duminică, la ora 8 trebuia să te trezești, trebuia să-ți faci duși, să te îmbraci elegant, să porți cămașa, ceea ce eu puram la vremea respectivă, să fie îmbrăcat elegant și să mergi la biserică, să stai 3 ore la școala duminicală. Și... apoi ești liber, ai după amiaza liberă, dar trebuia să stau acele 3 ore. Și n-aveai un instructor care să te stimuleze, să studiezi, să... placă, să... Au fost instructorii care mi-au plăcut, dar în sufletul meu nu rezona ceva autentic. Nu... am avut un respect față de Dumnezeu toată viața mea. L-am respectat pe Dumnezeu prin trăirea tatălui meu. Întotdeauna am avut... deci era un creștin autentic, adică nu un... se prăfăcea, nu era... Nu, a fost un creștin autentic, a fost un creștin care s-a străduit să fie un om cinstit, să fie un om care să... internalizeze principiile Evangheliei în viața sa și să le manifeste prin fapte de credință. A fost un om care a încercat să-mi vorbească despre Dumnezeu, care m-a încurajat în direcția aceasta. Numai că pur și simplu n-am avut eu această apropiere de Dumnezeu. Am avut doar un respect față de Dumnezeu. Niciodată nu am negat existența lui Dumnezeu, dar pur și simplu n-am avut această trăire în respect și ascultare față de Dumnezeu. Am fost mai mult un fan al lui Dumnezeu decât un căutător de Dumnezeu și un închinător. Da. Ne întoarcem la perioada aceasta tumultoasă, cu cluburi, cu... În acel moment, te-ai simțit departe de Dumnezeu? Ai avut mustrări de cuget sau pur și simplu era undeva în spate și aveai viața înainte cu alți ochi și nu te mai gândeai vreodată că te întorci? Am avut și n-am avut mustrări de cuget. A fost puțin paradoxal. În sensul că prin comparație, după, deci eu undeva până în vârsta de 13 ani, am fost o persoană liniștită și prietenii pe care am avut în acea perioadă, ulterior, prin comparație, peste câțiva ani de zile când ne-am întâlnit, mi-au spus că m-am schimbat, că s-a schimbat în felul meu de a fi multe lucruri, modul de a vorbi, modul de a mă raporta la cei din jurul meu. Deci mi-au spus că în momentul în care, la 14 ani, mi-am schimbat anturajul. Ulterior, după 2-3 ani de zile, în viața mea și în felul meu de a fi s-au schimbat foarte multe lucruri și în sens negativ. Și atunci acesta a fost un semnal de alarmă că, practic, propriu zis, eu nu mi-am dat seama că a apărut această schimbare, că a existat acest proces, această tranziție. Și da, au fost situații în care știam că nu este bine, adică am avut acest discernământ, această conștiință a binelui și a răului, dar nu pot spune că am avut mustrări de conștiință sau au fost momente în care... emoțional m-am simțit atât de vinovat încât s-am avut remușcări și am zis ok, gata, de acum încolo eu nu mai fac astfel de lucruri sau... Ceea ce m-a calmat pe mine acea perioadă a fost faptul că am intrat într-o relație, o relație care n-a fost acceptată nici de tatăl meu și nici de mama fetei. La câți ani ai intrat în relație? Undeva în jur de 19-20 de ani. O relație care a durat cam 3 ani de zile. Și fata respectivă a fost cea care m-a stabilizat. Deci relația te-a mai dus cu picioarele pe pământ. Da, practic nu aveam busolă și practic nu aveam limită. Adică nu gândeam neapărat pe termen lung și de cele mai multe ori eram pe filozofia de viață carpe diem. Trăiește clipa, distrează-te cât mai mult și vezi a doua zi dacă există consecințe pe care trebuie să le înfrunți sau eventual să le eviți. Am înțeles. Ai dat și la facultate. Da, eram la facultate, eram student chiar atunci. Ce facultate? Prima facultate a fost de management. Ce, cum ai două? Am avut trei acum. Trei facultăți? Trei, da. Management? Management este prima facultate. Apoi, după ce m-am întors la Dumnezeu, am terminat... Mă stăruți să vorbiți puțin mai tare, că avem niște bowling aici. Prima facultate a fost cea de management. Apoi, după ce m-am întors la Dumnezeu, după ce a existat acest moment al convertirii în viața mea, am absolvit facultatea de teologie penticostală, iar acum sunt student în anul 3 la facultatea de psihologie. Și în curând ai licență. Și în curând am licența în vară, da. Foarte frumos. Ne întoarcem la perioada aceasta. Cum s-a atins Dumnezeu de viața ta? Te-a ajutat această domnișoară să ți revii? Cred că a fost un instrument al Harului Dumnezeu, pentru că... Era pocăită sau nu? Nu era pocăită, dar era o fată care provenea, deși provenea dintr-o familie dezbinată, disfuncțională, mama era divorțată, totuși ea a reușit să dezvolte niște valori pe care eu nu le aveam. Valori precum cumpătarea, valori precum respectul, valori precum responsabilitatea, gândirea în perspectivă pe viitor,
Și această relație m-a responsabilizat și această relație m-a rupt de anturajul meu. Adică, prin comparație cu ceea ce am găsit în ea, am preferat să o aleg pe ea și prin ea, influența anturajului s-a mai diminuat în viața mea. Și atunci, eu doar în momentele în care relația cu fosta mea prietenă, ea a fost și logodnica mea. Noi ne-am despărțit ulterior, în momentul convertirii, ea n-a putut accepta ideea că eu doresc să îl urmez pe Dumnezeu. Deci asta a fost cheia. Da, Dumnezeu se atinge de inima ta încetul cu încetul. Asta a fost o primă cheie, cred eu. A fost un proces. Și până la urmă, în momentul în care tu ai hotărât să treci de partea lui Dumnezeu, ea a zis că nu e bine. Eu cred că și pentru ea a fost o șansă. Sau și pentru ea a fost o oportunitate. Dumnezeu m-a stabilizat prin ea și prin mine ea se putea întoarce la Dumnezeu. Eu am fructificat această oportunitate. În schimb, ea încă nu. De ce? De ce te-ai întors la Dumnezeu? Ce-ți lipsea? Aveai o relație? Erai deja la facultate? Erai cu o imagine de sine bună? Ce s-a întâmplat? Practic, eu mă consider a fi o persoană mai rațională. Și atunci, într-o seară, eram la serviciu, din plictiseală, căutam un film. Ce lucrai atunci? Eram tot în domeniul hotelier. Căutam un film. Pur și simplu nu aveam ce să fac și doream să mă uit la ceva pe tură de noapte. Și am găsit o predică de Paul Washer. Cele două mari probleme ale lui Dumnezeu. Faptul că omul este un păcătos și că Dumnezeu este sfânt. Și că prin cruce, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu reușește să reconcilieze aceste două extreme. Și a mai fost a doua predică, un mesaj șocant adresat tinerilor. Și prin aceste două predici am conștientizat că sunt păcătos și am înțeles mai bine de fapt ce reprezintă crucea și ce reprezintă jertfa Domnului Iisus Hristos. Și acest fapt m-a deschis pe mine pentru a studia mai în detaliu Biblia. Deci eu am avut întotdeauna o deschidere față de Biblie, ceea ce mi-a lipsit mie a fost informațiile despre Biblie. Deci am fost o persoană foarte ignorantă. Credeai că e scrisă de oameni? Exact, da. Deci nu greșeli în Biblie, că toată... Da, deci nu aveam... Deci pentru mine pur și simplu Dumnezeu exista, dar nu, acest Dumnezeu nu avea o formă anume, nu putea să discern exact cine anume este Dumnezeu, ce anume dorește Dumnezeu și mai important, de ce Dumnezeu dorește anumite lucruri. Și apoi a urmat o perioadă în care, cred că am fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și tot pe internet, tot în perioadele în care aveam timp liber, am început la serviciu și ulterior și acasă, pentru că am început să mă pasioneze foarte mult. Am descoperit o serie de documentare tip predică a domnului Walter Waite, Război total, se numesc aceste documentare. Mi-au plăcut foarte mult pentru că ele abordau perspectiva vieții de credință dintr-o poză de ansamblu a cine este Dumnezeu, cum a creat lumea, căderea, cum Dumnezeu lucrează să răscumpere lumea, cum este formată societatea, care sunt politici. Deci Walter Waite, ai văzut pe internet. Da, deci el a fost cel care mi-a oferit această... Prietena ta cu care locuiai atunci? Locuiam atunci, da, dar eu urmăream la serviciu. La serviciu. Da, pentru că practic eu eram fan Hristos, mă atregeau, îmi plăceau, dar nu practicam. Nu. Și nu i-a arătat și eu, uite, ce am descoperit? Nu discutam. Nu discutam pentru că știam că nu interesează și era doar o chestie a mea. Îmi plăceau mie, mă interesau pe mine, dar nu propusesem, încă nu ajunsem la conștiința faptului că trebuie să și practic, că trebuie să și urmez pe Hristos. Eu eram în zona de... Și ți-a plăcut Walter White? Mi-a plăcut Walter White. Apoi l-am descoperit pe domnul Kent Hovind și mi-am lămurit un pic... Kent Hovind, da, este un om de mare calibru în predicare, se referă de mod deosebit la creație și evoluție și cred că ți-a prins foarte bine în mintea ta analitică de student care voiai dovezi, argumente. Absolut. Kent Hovind. Absolut. Mi-a oferit această perspectivă a plauzibilității. Vreau să fac o paranteză. Doamnelor și domnilor, cei dintre noastre care sunteți interesați, creație, evoluție, puneți aceste două cuvinte pe YouTube. Kappa, Kent, Hovind se scrie în limba română. Evoluție, creație, există o serie tradusă în limba română, sunt excepționale, merită să fie văzute. Mulțumesc. Și după ce ai văzut Kent Hovind? Există o perioadă în care mi-a părut rău, îmi doream să cunosc mai mult și nu mai găseam documentare și nu știam ce să mă uit. Și atunci l-am găsit pe Chuck Missler, el are niște studii verset cu verset, comentarii expozitive pe Biblie, pe fiecare carte a Bibliei, topicuri din Biblie. Deci am mai stat încă un an de zile studiind aceste lucruri.
Apoi am descoperit că există librării creștine, că există și cărți. Am început să citesc. Am început așa puțin mai greu. Am început cu scritorii puritani. Am ajuns puțin prin teologie sistematică și Dumnezeu, într-un final, m-a adus la convingerea că trebuie să fac și botezul. Problema mea a fost, în mare, ce m-a ținut pe mine a fost în parte relația cu această fată, pentru că în viața mea a început să existe aceste schimbări, această perioadă pe care v-am povestit-o pe scurt acum, reprezintă un proces de aproximativ 2 ani de zile, un an jumate, 2 ani de zile. În această perioadă eu începusem, chiar mai mă întâlneam cu uneori ocazional cu vechii prieteni, cu vechiul anturaj. Eram în situații în care starea mea de conștiință era alterată și cu toate acestea aveam discuții cu ei și le spuneam: ok, uite, nu facem bine ce facem acum. Eu am citit despre Biblie, Dumnezeu există, într-o zi Dumnezeu să mă elibereze, într-o zi nu să mai fiu cu voi, sper ca și voi să ieșiți de aici. Mă dusem puțin chiar și în zona spirituală, într-adevăr era penibil, adică la modul, fiind consumând droguri și atunci să vorbești de Dumnezeu, a fost o situație foarte penibilă. La început ei râdeau, ulterior au văzut că tot o țin și au pus și ei probleme, ok, dar de ce mai consum și de ce tot ții pe chestia asta? Și la un moment dat a fost întâmplat o chestie foarte ciudată. Unul dintre prietenii mei mi-a spus în felul următor, brusc așa, fiind foarte supărat pe situație, că tot le spuneam de Dumnezeu și că Dumnezeu la un moment dat o să-mi schimbe viața, o să mă elibereze, mi-a spus: mă, dar cum ar fi ca tu într-o zi să te cheme Dumnezeu și tu să fii mecanicul lui Dumnezeu și când are cineva probleme cu credința, să fii... Bine, el era haios, imita și tot felul de mașinării, bărmașini, chestii de genul acesta, cum ar fi tu să fii chemat de Dumnezeu să repar legătura credinței cu cineva? Și asta a fost un prim șoc așa. A fost așa un declic. Un declic, a fost un prim declic. Nu e o idee rea, ce zici? N-a fost o idee, n-am spus nici cu o idee bună, nici cu o idee rea. Mi s-a părut pur și simplu un lucru altfel, ciudat, care a rămas cumva... Avem două materiale cu tine în seara asta. Vreau să punem primul dintre ele. Ești într-o postură deosebită acum, nu prea seamănă cu ceea ce ne povestești tu, ești în fața unui public foarte mare, faci parte dintr-o mișcare creștină, Renovatio, da, și vorbești oamenilor de foarte multe ori. Am cules câte două minute, două materiale de câte două minute cu tine și să te ascultăm puțin și să te întreb câteva lucruri. Această dimensiune supranaturală a vieții de credință trebuie să se împletească armonios cu dimensiunea naturală a vieții de zi cu zi, dar care este așezată sub principiile Scripturii și a legii lui Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem că noi ca și oameni suntem o ființă complexă, avem o natură duală și noi suntem atât parte materială cât și parte spirituală. Noi ca și parte materială trăim într-o societate și avem anumite roluri sociale. Fiecare dintre noi este fiul sau fiica cuiva. Cei mai mulți dintre dumneavoastră sunteți părinți, sunteți mame sau tați, poate chiar bunici. Fiecare dintre noi avem un statut social. Unii suntem elevi, alții studenți, fiecare dintre dumneavoastră aveți ocupația pe care o aveți, fiecare dintre noi suntem cetățeni acestei țări. Noi și în aceste dimensiuni și aceste roluri sociale, noi trebuie să ne trăim viața sub autoritatea Duhului Dumnezeu și să ne așezăm viața în baza principiilor lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, noi ca și ființe personale avem anumite dimensiuni, avem dimensiunea spirituală a ființei noastre, avem dimensiunea intelectuală a ființei noastre, avem dimensiunea emoțională a ființei noastre, există această dimensiune relațională a ființei noastre. Chiar și aceste dimensiuni ale ființei noastre trebuiesc așezate sub autoritatea și principiile Sfintei Scripturi și a Duhului Sfânt. Iată o abordare holistică deja. În timp ce vorbeam, am aminte de textul acela care zice că Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Da? Dimensiunea spirituală, dimensiunea fizică, dimensiunea de relație cu Dumnezeu și de relație cu oamenii. Foarte interesant. Când te uiți așa la tine, după ce ai povestit, la ceea ce faci acum, îți vine să crezi câteodată? Sincer, nu. Nu-ți vine? Nu. Te-ai botezat? Da. Și prietena ta ce a zis când a făcut asta? Erați despărțiți deja? Eram despărțiți deja. Au existat o perioadă de câteva luni de zile în care i-am spus despre intenția mea. Am încercat să-i explic, am încercat să-i argumentez.
a fost total respingătoare acestei concepții. Noi urma să ne căsătorim, eram logodiți și a existat o perioadă foarte, foarte ciudată în care fiecare a avut impresia că celălalt l-a părăsit pe celălalt. Eu am crezut că ea m-a părăsit pe mine pentru că am ales să îl urmez pe Dumnezeu, ea a crezut că eu am părăsit-o pe ea pentru că am ales să îl urmez pe Dumnezeu. Deci a fost o situație foarte ciudată în care pur și simplu ne-am despărțit și fiecare a avut impresia că celălalt l-a părăsit pe celălalt. Și s-a încheiat toată istoria? S-a încheiat, da, s-a încheiat relația. Ulterior noi am mai ținut legătura. Ea, o perioadă, timp de un an de zile, a crezut că pur și simplu am vrut să o părăsesc și că am mințit-o și că asta a fost scuza mea, că eu mă pocăiesc și că în felul ăsta doresc să scap de ea. Ulterior s-a convins pentru că eu am mai mințit-o deseori, în sensul că nu o să mai fumez, că nu o să mai fac anumite lucruri. Și când ți-a fost greu să renunți la aceste lucruri? Mi-a fost greu. A fost o perioadă în care am încercat să mă las prin propriile mele puteri. M-am străduit vreo câteva luni de zile și în momentul în care am decis, eu am încercat să renunț treptat. Ok, renunț la fumat, renunț la alcool, renunț la iarbă, renunț la această relație. Am încercat să renunț treptat la câte una dintre ele. Problema a fost că niciodată pe termen lung nu am reușit să renunț la toate, pentru că reușeam să scap de una, după un timp poate reușeam să scap de două probleme, dar ulterior în timp apăreau toate trei. În momentul în care am ales din toată inima să-L urmez pe Dumnezeu, a apărut această eliberare deplină în toate. Dintr-o dată? Da, a fost dintr-o dată, dar în urma unei perioade în care chiar m-am chinuit și în unei perioade în care am încercat prin puterile mele și până că nu m-am predat total și până că nu m-am supus total. Și cum te-ai predat și te-ai supus? Pur și simplu am renunțat la dorințele mele. Am zis, Doamne, cred din toată inima că Tu existi. Într-adevăr, am avut și o experiență. A fost și o experiență în care Dumnezeu mi s-a descoperit. În acea perioadă, o rudă de-a mea a dorit să mă ajute cu realizarea unui dosar pentru prima casă. Nu reușeam să îndeplinesc condițiile, dar practic pentru că avea influență, a reușit să mă pună în contact cu persoana care trebuia și acea persoană care se ocupa de acel dosar mi-a spus cam exact ce ar trebui să fac și cum ar trebui să decurgă lucrurile. Și chiar în timp ce eram în birou și vorbeam cu acea persoană, am avut în interiorul meu, n-a fost o voce audibilă, dar pur și dar o încredințare foarte puternică, dar așa venită pe un ton foarte blând. Doar atât, am fost conștient doar de gândul acesta. Dumnezeu este bun. Atât. Dumnezeu este bun și această idee, această încredințare foarte puternică a început să mă topească și am început să plâng. N-am putut să mai mă opresc. Mi-am cerut scuze, am spus că ok, am înțeles pe ce este vorba, ok, o să revin cu un telefon, o să stăm de vorbă. Am ieșit din acel birou și timp de jumătate de oră, pur și simplu, nu am putut să mă opresc din plâns. Deci te-a copleșit gândul ăsta. M-a copleșit gândul acesta total. Și crezi că a fost Duhul lui Dumnezeu care vorbea în inimă? Sunt convins că a fost Duhul Dumnezeu care a vorbit în inimile mele, pentru că în acea zi am luat și decizia de a trăi cinstit. Și am zis, Doamne, Te urmez de dragul Tău pentru ceea ce ești Tu. Și ce s-a întâmplat cu apartamentul sau cu casa? Păi nu s-a mai întâmplat. Nu, a fost o perioadă în care, practic... Deci n-ai vrut să mergi pe linii... Absolut, nu mi-am dorit. Deci nu mi-am dorit să... Ocolite. Nu mi-am dorit, nu. Deci acel moment, cred că a fost un moment de trezire a conștiinței mele. Dar Dumnezeu nu te-a lăsat? Absolut, nu. Nu. Și ce s-a întâmplat? La un an de zile după ce m-am botezat, din senin, am primit un mesaj de la acea persoană care dorea să mă ajute prin acea cunoștință cu realizarea acelui dosar și mi-a spus în felul următor, ai 10 zile, îți ofer 50.000 de euro, trebuie să-ți găsești un apartament cu două camere care îți place ție și poți să ți-l cumperi. Ceea ce s-a și întâmplat, am primit 50.000 de euro, mi-am cumpărat în câteva zile un apartament cu două camere. Și cum e posibil așa? Un telefon? Pur și simplu schimbare de dispoziție, de la un ajutor, de la o relație, pur și simplu la implicarea directă și asumarea totală a costului acestui apartament. Și e al tău? Și este al meu, da. Fără nicio condiție, fără absolut nimic. Mai sunt și oameni din ăștia pe lume? Sau crezi că a fost influențat de Dumnezeu direct? Cred că 100% a fost intervenția directă a lui Dumnezeu asupra inimii acelei persoane. Să te mărmărim într-un ultim material pe care l-am făcut astăzi din predica ta și apoi ne întoarcem pentru concluzii. Foarte pe scurt, a doua lege o vom aplica în Iudeea. Iudeea reprezenta, dacă doriți, pentru evrei, cea mai pură regiune geografică și aici vom aplica legea spirituală cu ce măsură vei măsura, ți se va măsura.
și aș vrea în mod special doar să abordăm un pic acest concept al mentalității religioase. Pentru că mentalitatea religioasă are mai mult a face cu performanța în faptele credinței decât cu dependența de harul lui Dumnezeu. Și această performanță religioasă are tendința să judece după aparențe. Și de felul este și arogantă, în contextul în care cumva își asumă rolul de Dumnezeu. Numai Dumnezeu cunoaște prin vedere. Pentru că El poate vedea întreaga noastră ființă cu începutul și sfârșitul ei. Dar oamenii cu mentalitate religioasă, chiar legalistă, sunt oameni care au acest dar și această capacitate dumnezeiască de a ști ce gândești, ce simți, cum ești și ce motive ai tu, fără ca măcar să te asculte, să te cunoască. Ei judecă foarte bine după aparențe, aparențe pe care de cele mai multe ori le interesează greșit, dar ei nu pot concepe că au astfel de problemă. Și aș vrea să conștientizăm un singur lucru, că atunci când nu-ți mai vezi de viața ta de credință, vei începe să te iei de credința altuia. Pentru că fiecare dintre noi avem un cuget și noi trebuie să ne culcăm liniștiți noaptea. Și dacă tu nu poți sau nu dorești să depui efortul de a sfinți viața, de a te schimba, de a scăpa de obiceiurile rele și să dobândești obiceiuri bune, vei realiza că este mult mai ușor să-l judești pe altul, să-l disprețuiești și prin comparație să te simți mai bine. Dar cine se luptă să trăiască în sfințenie? Cine își dorește cu ardoare să-i fie plăcut Domnul Iisus Hristos în fiecare aspect al vieții sale și să luptă în fiecare zi, în fiecare decizie a vieții sale, va conștientiza pe propria piele cât de greu e să te schimbi. Cea mai tare idee, când nu mai ești lângă Dumnezeu, încerci să cauți la alții argumente pentru care tu nu mai ești lângă Dumnezeu. Să bagi de vină și așa mai departe. Marius, foarte frumoasă experiența ta. Ai început relația cu Dumnezeu, nu te-ai mai dat înapoi, ai început facultatea de teologie. Da. Ai terminat-o. Cum de n-ai intrat în pastorație? Nu sunt căsătorit. Nu ești căsătorit? Încă. Și e cam greu să intri în pastorație necăsătorit. Da, și sunt de acord cu principiul acesta. Foarte interesant. Și acum faci psihologie. Da, urmează să absolv facultatea de psihologie. Te felicit pentru munca ta, pentru tot ceea ce ai devenit. De ce ai propus acest titlu? Fii partea soluției, nu a problemei. De fapt, acest titlu este partea unui mesaj a predicatorului Alin Jivan. Am auzit acest mesaj într-una dintre predicele lui la o seară de tineret. Și acest mesaj, cumva eu l-am auzit într-o perioadă în care mai mult îmi plângeam de milă. Eram cumva izolat, eu în loc să mă rog lui Dumnezeu, eu îmi creasem în colțul camerei mele un altar al plângerii de milă și acolo îmi plângeam eu de milă și acolo îmi doream eu să mor și Alin pur și simplu mi-a zis că este momentul să te responsabilizezi, să-ți asumi lucrurile și să devii mai puternic. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă vei rămâne în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu te va călăuzi și te va binecuvânta. Și atunci am înțeles că pot alege să rămân partea problemei sau pot deveni partea soluției. Și acest gând a fost gândul care mi-a conturat și lucrarea de slujire, pentru că în baza acestui gând mi-am elaborat și viziunea de slujire. Momentan mă ocup atât de partea de cateheză, dar și de partea de ucencizare a noilor convertiți. La renovație. La renovație, da. Și exact acest gând a plecat de la realitatea faptului că, deși foarte mulți oameni erau atinși de Evanghelie, deși foarte mulți oameni se predau, foarte puțini, asta nu la renovație, în biserica anterioară din care am făcut parte, foarte puțini oameni rămâneau ancorați în Hristos. Și mi-am dat seama cât de important este ca instruirea lor, mentorarea lor, faptul de a sta aproape, de a înțelege, de a-i susține, de a-i ajuta, de a-i încuraja și de a le oferi ceea ce pentru mine mi s-a părut a fi de real ajutor în viața de credință, o poză de ansamblu a vieții de credință, a ceea ce este Dumnezeu, a ceea ce vrea Dumnezeu să lucreze în viața omului și în cadrul omenirii pe ansamblu. Da, deci ești tot pastor, într-un fel. Într-un fel. Într-un fel. Neoficial. Dumnezeu să fie cu tine, îți mulțumesc că ai fost în seara asta. Vă mulțumesc. Ne-am bucurat mult de gândurile pe care le-ai transmis, de mărturia ta deosebită, foarte multe reacții bune. Încă, dragii noștri privitori, nu știu ce invitați de valoare avem, pentru că altfel s-ar uita foarte, foarte mulți.
Dar vă mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit în această seară. În această ocazie a fost împreună cu noi domnul Marius Veliceasa. Trei facultăți lucrează în via Domnului la Renovatio. Succes mult, Marius, mulțumim foarte mult. Și dumneavoastră că sunteți aproape. Sunt Cornel Drăvășan, vă dăm întâlnire mâine seară la o emisiune dramatică. Abuzul spiritual este una dintre cele mai greșit înțelese probleme din toată experiența noastră creștină. Nu ratați emisiunea de mâine seară.